Persoanele fără certificat verde ori test PCR negativ care doresc să intre pe teritoriul țării noastre vor intra în carantină. Cel puțin așa prevede noua hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență adoptată luni seară. Noile reguli de aplicare a măsurilor de carantinare a persoanelor care sosesc în România vor fi valabile din 10 decembrie ora 0 până în 8 ianuarie anul viitor la ora 24. Printre altele, chiar dacă se întorc din țări din zona verde, românii sau turiștii europeni trebuie neapărat să facă dovada vaccinării. A trecerii prin boală în ultimele șase luni, ora unui test real-time PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare, dacă vor să evite carantina pentru o perioadă de 14 zile. Aceeași măsură se aplică și pentru persoanele venite din țările incluse pe lista galbenă. De asemenea, rămâne valabilă decizia potrivit căreia pentru persoanele neimunizate sosite din zona roșie nu se ia în calcul testul negativ. Totuși, în acest caz, prezentarea unui astfel de de test reduce măsura carantinării la 10 zile. Exceptați de la reguli sunt copiii de până în 12 ani, dar și alte categorii de persoane. Spre exemplu, minorii cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani scapă de carantină dacă prezintă dovada unui PCR negativ. De asemenea, cei veniți din zona roșie și care prezintă un astfel de test, indiferent că este vorba despre români ori cetățeni ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, nu vor sta în carantină, în cazul în care părăsesc teritoriul țării noastre după cel mult 3 zile.